Înscrierea propriu-zisă a micuților va începe luni 23 februarie, însă până atunci părinții au la dispoziție o săptămână de pregătire. Mai exact, aceștia se pot informa despre oferta educațională, pot vedea clasele în care micuților urmează să învețe, dar și să cunoască cadrele didactice care le vor îndruma micuților primii pași în școală. Acest lucru se va realiza în două etape. Părinții vor fi informați în cadrul ședințelor pentru grupa mare la grădinițe în perioada 16-23 februarie au loc aceste ședințe și avem deja postat pe forumul Inspectoratului graficul de desfășurare a acestora. De asemenea, urmează acțiunea Ziua Porților Deschise din data de 18, unde fiecare părinte poate să viziteze unitatea școlară pe care o dorește pentru copilul său. Prima opțiune pentru părinți ar fi să își înscrie copilașii la unitățile de învățământ cele mai apropiate de domiciliu, însă acest lucru nu este și obligatoriu. Aceștia pot opta și pentru o altă școală, însă micuții vor fi primiți doar pe baza locurilor rămase disponibile. Metodologia permite înscrierea directă la o unitate de care nu aparține domiciliul copilului. Sunt câteva criterii generale, respectiv criterii specifice, și în cazul în care numărul de locuri alocat unității respective este mai mic decât numărul de solicitări, există și în asemenea situații o serie de posibilități de a suplimenta eventual cu un loc sau două. Mai multe informații despre orele de vizitare ale fiecărei unități de învățământ puteți afla pe forumul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. În plus, pentru a nu se crea haos la înscrierea în clasa pregătitoare și pentru ca părinții să primească informații utile despre această clasă, va funcționa și telefonul verde. Astfel, pentru orice nelămurire, părinții pot accesa numărul de telefon afișat pe ecran în intervalul orar 8-16:30. În județul Hunedoara au fost puse la dispoziția micuților aproape 4.000 de locuri în clasele pregătitoare, cu aproape 300 mai multe față de numărul copiilor recenzați.